kurva, pentru vatră. Vreau să-ți dai tot la stele și nu vreau să mai cobor. Vreau doar să vrea să mă ducă. Eu m-am dus de atâtea ori. Pentru cine nu a înțeles care este subiectul de astăzi, m-am trezit din pat, mor de răcit, pentru că astăzi vorbim despre mitul lui Brâncuș și Irina Râmeș, că așa se cheamă moldoveanca noastră. Adică a nebunit internetul cu cearta asta de ce piticii de grădină de la Ministerul Culturii au numit-o pe zâna cea bună, Irina Râmeș, ca să-l reprezinte pe Brâncuș. Ca o confirmare a conceptului potrivit căruia nimeni nu e profet în țara lui, tot ceea ce Brâncuș a năzuit să dobândească fără șanse de reușită însă în România, a obținut în schimb peste hotare, în state, în Franța, Elveția, Olanda sau în alte țări în care ne gândim și noi să emigrăm. Iar asta se întâmpla mai înainte de a-i se deschide porțile recunoștinței în propria țară. Iar când acest lucru s-a realizat, a fost mult prea târziu, pentru că artistul muri la Paris în 1957, îndurerat nespus de faptul că nu poate reveni pe meleagurile strămoșești. De, românilor nu le place prea mult arta. În cele din urmă, francezii îl numiră geniu și unul dintre cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor. De, ce să facem noi cu Brâncuș? Îl avem pe Shelley. Din cei care mă știu, m-ar fi spus că voi fi lovit într-un de omânia cu capul. Lăsă-mă asta de nebun, ce vrei de la viața mea? Nu vreau să mă joc cu tine, eu nu știu să joc așa. Adică eu vă zic sincer, deși îmi place alt gen muzical, până la urmă Irina Râmeș e o moldoveancă drăguță și dulce. A venit fata să zică și ea trei cuvinte despre domnul sculptor, parcă așa i-a spus, nu? Mama, au făcut spume ăștia, oameni de cultură. Nici nu știam că avem cam câți. Cred că din 18 milioane de români cât suntem în actele țării, vreo 30 de milioane cel puțin sunt oameni de cultură, dar din ăia hardcore. Adică noi ăștia, știi, care te iei de Brâncușul nostru, că vorba aia, suntem la bătaie pe piața de carte cu Luxemburg. Ăia sunt trei oameni în toată țara și cumpără cât cumpărăm și noi. Dar să nu te atingi de valori, că ne transformăm în bestii. Dăm drumul la animalul cultural din noi și iese măcel. Până la urmă, pe cine ar fi trebuit să alegem? Pe Andrei Pleșu? Pe unul mai mor decât el? Sau cine știe? Și deși Brâncuș e oltean de-al meu, născut în Gorj, dar putem să zicem că e de fapt francez pentru că nu a fost băgat în seamă de statul român, mai mult decât atât, statul român nu a făcut de-a lungul timpului și mai ales în ultimii ani nimic pentru mitul lui Brâncuș și nici pentru operele sale. Să ne amintim dezastrul pe care l-a promovat Ministerul Culturii pentru cumințenia pământului. Și dacă ați fost atenți puțin, tocmai ați văzut o gagică care își făcea pe fundal un selfie cu cea mai tare opera lui Brâncuș, Cumințenia Pământului. Poate se gândea și ea că nu va rămâne prea mult în patrimoniu național. Dacă stăm să ne gândim mai bine, nici casa în care s-a născut mărețul nostru Brâncuș nu arată deloc bine și nici coloana infinitului, dacă stăm să ne gândim. Așa că dacă vizitați județul Gorj, treceți pe acolo că cine știe cât vor mai rezista. Și ca să ne mai treacă puțin oftica și amarul că Irina Râmeș a devenit ambasador al zilei Brâncuș, haideți să vorbim de lucrurile care ne interesează cu adevărat, adică operele lui Brâncuș și mai ales femeile pe care le-a iubit. Mulțimea lucrărilor scrise despre viața, opera și felul de a fi a lui Constantin Brâncuș susțin că lucrările marelui artist ar fi prezentat întrucâtva influența sculpturilor egiptene, ai operilor lui Mercier, Rodin sau chiar Gauguin. Dar realitatea este cu totul alta pentru că Brâncuș a urmat cu încăpățânare propriul îndemn lăuntric pe care el însuși îl descria drept de neînfrânat, ceva care se înăscuse în mine și pe care simțeam că crește an de an și de câțiva în rând a izbucni năvalnic. Perfecționist și aflat într-o continuă cursă spre aflarea formelor desăvârșite, Brâncuș era și cel mai aspru critic al propriilor sale lucrări. Tot maestrul însă, când le finaliza, se despărțea cu greu de ele, fiindu-i dragi asemenea unor ființe plămădite cu propriile-i mâini, numindu-le chiar fecioarele mele.
Mărturisirile celor ce au avut privilegiul să-l cunoască îndeaproape susțin că Brâncuș îngăduia cu greu străinilor să-i pășească pragul atelierului, lucrând într-o încăpere luminoasă, zugrăvită complet în alb, celebrul White Box, cutie albă. Iată chiar ce afirma artistul însuși odinioară. Am șlefuit materia pentru a afla linia continuă și când am constatat că nu pot afla, m-am oprit. Parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini. Așa spune el despre formele naturale cele mai simple care le-ar fi dezarmat cu desăvârșire. Dificil de stabilit ce anume l-a împins pe artist să abordeze cu precădere subiectele reprezentate de forma capului omenesc, păsări și pești. Cât despre capitolul iubire, că aia așteptați nebunilor, Brâncuș a avut niște relații pasionale, dar și iubiri legendare. Pentru că oamenii pe care îi întâlnim în viață sunt cei care ne modelează. Și la capitolul relații sentimentale, Brâncuș era la fel de pretențios ca și în artă. Cerea mult și dăruia doar ce socotea el de cuvință. Adică mare iubitor de frumos, maestrul, ca și mine de altfel, nu trea o slăbiciune pentru trăsăturile delicate feminine în general, dar își focaliza atenția pe cele cu o notă distinctivă caracteristică. Femeia iubită trea să aibă acel ceva, în măsură să-i stârnească interesul, curiozitatea și pasiunea deopotrivă. Deși era o fire pătimașă, Brâncuș nu cunoștea nici filtre, nici conceptul de statornicie. Cine? Și din lista bogată a iubirilor sale legendare se disting femei de excepție, precum pictorița Margie Pogani, Marie Bonaparte sau chiar Maria Tănase. Da, este adevărat, Brâncuș și Maria Tănase, celebra cântăreață, petrecură în 1938 două zile și două nopți închiși în casă, mistuiți de vâlvătaia propriei lor pasiuni fulgerătoare. Maria avea doar 25 de ani, iar artistul, atenție, 62, pentru ca mai apoi să se despartă din pricina neînțelegerilor. Gelos și posesiv, Brâncuș susținea că ar fi dorit să o șlefuiască pentru a deveni cea mai curată și mai desăvârșită minune a expresiei muzicale dedicată elitei și celor mai strălucite scene de opera ale lumii, în timp ce Maria ținea cu orice preț să dăruiască mulțimii nestematele sale muzicale și vocea sa fără egal. Când te ascult cum le zici, Marie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de al nostru o pasăre măiastră, declara Brâncuș. Iar seria iubirilor legendare ale lui Brâncuș nu se opresc aici. Fascinată într-o manieră cu totul ieșită din comun de personalitatea lui, a fost și celebra colecționară de artă Margaret Peggy Guggenheim. Da, exact gagica care a dat numele celebrului muzeu, a cărei viață scandaloasă nu putea să nu se intersecteze la un moment dat cu cea a marelui artist român în acea perioadă. Tocmai pentru că ambii aveau un caracter puternic și nonconformist, hotărât să nu-și refuze niciun capriciu. Narcisistă, nesigură și vulnerabilă, Peggy adora să se afle în centrul atenției, manifestând o instabilitate și o voracitate pasională aparte, târându-l pe Brâncuș într-un vârtej amețitor, pur și simplu pentru că îl socotea jumătate zeu, jumătate țărănoi, dar trezindu-se la rândul său, strivită de forța unui caracter chiar mai aprins și mai egocentric decât al ei. Chiar dacă relația de amor a celor doi a fost foarte arzătoare, dar și efemeră, relația durând doar câteva zile, după mulți ani de la această istorie, Madame Guggenheim va declara: artistul era chiar mai bun decât operele sale și, în orice caz, complet diferit de ceea ce te așteptai de la el. Din 1963 și până astăzi au apărut în mai multe țări peste 50 de cărți și monografii, mii de studii și articole despre viața și opera lui Brâncuș, stabilind în mod definitiv locul lui ca artist genial și chiar ca unul dintre cei mai mari creatori din lume. S-a născut la Hobița în Gorj, într-adevăr, a făcut viori și busturi în Craiova, dar până la urmă a ajuns un fenomen internațional. Așadar, nu ar trebui să ne intereseze cine îl reprezintă pe Brâncuș, fie că e Irina Râmeș, Dorian Popa sau mai știu eu cine, important e ca noi să ne amintim de el ca simbol național și să-i înțelegem operele.
când auzi de chin și vai, bureșeile pe cai, suntem un vechiul drai, surei, surei și nohai, când auzi de chin și vai,